Un bărbat de 46 de ani din România și-a fost transportat de urgență la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu multiple traumatisme și fracturi. Bărbatul circula neregulamentar pe mijlocul drumului când a fost acroșat de un autoturism. Potrivit Mariei Cristea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, accidentul a avut loc luni seara în localitatea Românaș, când un bărbat de 35 de ani din Zalău, în timp ce conducea autoturismul, l-a acroșat pe un bărbat de 46 de ani din Românaș, care în calitate de pieton se deplasa neregulamentar pe mijlocul carosabilului. În urma impactului a rezultat accidentarea gravă a pietonului. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit Codruței Pușcaș, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pacientul este conștient, stabil, hemodinamic și respirator, iar în prezent acesta este internat la secția neurologie pentru tratament de specialitate.